În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, iubiți frați, poate cel mai mult în viață ne bucurăm să culegem roade, să secerăm, sau cum se spune în limbaj modern, să beneficiem de rezultatele muncii altora, sau în termeni locali, să le luăm pe toate de-a gata. Și este adevărat că încă din momentul în care ne naștem în lumea aceasta, beneficiem de foarte multe lucruri. Secerăm foarte mult, culegem foarte multe roade. În primul și în primul rând, însăși planeta pe care locuim este un dar de la Dumnezeu, pe care l-am primit încă de la momentul creierii lumii, l-am primit ca să ne bucurăm de el. De aceea a creat Dumnezeu pământul și tot universul ca să ne fie nouă casă și să ne fie nouă bucurie și împlinire. Apoi, beneficiem foarte mult, poate cel mai mult, de munca părinților noștri, încă de la naștere. Ne hrănim cu hrana pe care părinții noștri au câștigat-o. Până la 20 de ani, 25 de ani uneori, sau poate chiar mai mult, mâncăm o mâncare pentru care au muncit părinții noștri. Apoi beneficiem de îmbrăcămintea pe care părinții noștri ne oferă, pentru care părinții noștri au muncit. Suntem adăpostiți, locuim într-o casă a părinților noștri. Suntem apărați de părinții noștri, suntem protejați de către ei. Tot datorită părinților beneficiem de educație, pentru că primii care se preocupă de educația noastră sunt părinții. De altfel, prima educație o fac chiar părinții noștri, cei 7 ani de acasă. Este prima educație și poate cea mai importantă. Fiindcă să știți ceea ce se învață în primii 3 ani, în mod deosebit în primii 3 ani de viață, dacă nu înveți atunci, în primii 3 ani de viață, aproape că nu mai reușești să înveți niciodată. Lucrul acesta este deja dovedit științific. Pentru că în primii 3 ani de viață ne dezvoltăm deprinderile fundamentale. De la a merge în picioare, a ține în mână un obiect, a mânca și așa mai departe. Dacă nu învățăm aceste lucruri în primii ani de viață, aproape că nu mai reușim niciodată să facem acest lucru. S-au descoperit copii care au trăit în junglă împreună cu animalele și și-au însușit deprinderile animalelor. După ce au fost readuși în lume, în civilizație și s-a lucrat ani de zile cu ei și s-au străduit oamenii de știință să-i facă să meargă în două picioare, să mănânce într-un anumit fel, să vorbească, n-au reușit. Pentru că dacă nu vei să vorbești în primii 2-3 ani de viață, nu o să mai reușești niciodată să vorbești. Sunt unii care sunt foarte introvertiți și nu vorbesc, nu pentru că nu pot să vorbească, deja își dezvoltă limbajul în interior, dar nu vorbesc pentru că sunt introvertiți. Și la un moment dat mă te trezești cu ei la 4-5 ani că vorbesc, își dau drumul. Dar mă refer la cei care n-ar avea șansa să vorbească. Dacă cineva ar trăi izolat de toată societatea și n-ar auzi în viața lui sau în copilăria lui pe cineva vorbind până la 6-7 ani, n-ar mai reuși să învețe să vorbească. Deci foarte multe lucruri le datorăm părinților noștri și cele mai importante lucruri, de la vorbire, mers, modul de hrănire, îmbrăcăminte sau modul de a te îmbrăca sau capacitatea de a te îmbrăca și așa mai departe, sunt cei 7 ani de acasă care sunt foarte importanți. Cei 7 ani de acasă nu înseamnă doar să saluți, să mulțumești. Și asta înseamnă. Dar înseamnă mult mai mult, înseamnă acele deprinderi fundamentale pe care le avem. Deci în mare măsură noi beneficiem de toată jertfa, toată munca, tot efortul părinților noștri. Apoi, după aceea, beneficiem și de darurile societății. Vedeți, societatea ne oferă educație, școli. Să nu credeți că peste tot în lumea aceasta există școli. Să nu credeți că peste tot în lumea aceasta oamenii fac școală. Sunt miliarde de oameni analfabeți. Noi trăim într-o țară în care, din fericire, beneficiem de învățământ și învățământ gratuit. De la cele mai mici vârste din clasa, de la grădiniță, de fapt, și până terminăm doctoratul, dacă vrem să facem. Și uneori chiar avem beneficii materiale de pe urma educației. Dacă înveți foarte bine, primești și bursă. Îmi amintesc când eram la masterat, am primit o bursă de excelență de la universitate
Și bursa aceea era mai mare decât salariul de preot de aici. La fel și la doctorat. La doctorat am avut bursă. Bursa pe care am avut-o timp de 3 ani la doctorat era mai mare decât salariul pe care îl primeam la parohie. Deci educația te ajută și pe tine la formare, dar poți chiar și să câștigi bani, dacă e să mergem mai departe. Și nu peste tot în lume se întâmplă asta. În alte țări, ca să faci școală, trebuie să plătești. Și bani mulți. Și chiar în țările dezvoltate, la care noi privim de multe ori cu admirație, să știți că se fac mari eforturi, spre exemplu, chiar în Statele Unite. Există învățământ public gratuit, dar sunt cele mai slabe școli și la cele școli merg doar copiii foarte săraci, copiii imigranților de obicei. Copiii americanilor de statut mediu și înalt nu merg la cele școli publice, se duc la școli private. În Statele Unite există o rețea foarte dezvoltată de școli private, dar e foarte scump acolo. Costă 20-30 de mii de dolari pe an taxa de școlarizare. Și atunci nu oricine își permite. De aceea spun că în țara noastră poți să înveți, să înveți gratuit. E un dar și acesta. E un beneficiu. Apoi beneficiem de asistență medicală, avem spitale. Oricât de mult ne-am plânge noi, gândiți-vă că sunt zeci de țări în lumea aceasta în care nu există spitale. Și oamenii mor de boli pentru noi banale, de exemplu apendicita. Pentru noi pare deja o boală obișnuită sau simplă care se tratează rapid. Cu o simplă intervenție chirurgicală ai rezolvat problema. Gândiți-vă că sunt zeci de țări în care nu poți să ai acest beneficiu și mori. Sau diabetul, o boală pentru noi banală, simplu de tratat. Sunt milioane de oameni care mor datorită sau din cauza diabetului. Și alte și alte boli. Tiroidă sau mai știu eu câte afecțiuni pot să existe ale inimii, ale ficatului și așa mai departe, care la noi se pot trata, în alte părți nici măcar nu visează la acele tratamente. Bineînțeles că noi ne uităm în sus, așa este firesc să fie. Ne dăm seama că se poate face mult mai mult și ne dorim mai mult pentru că trăim într-o țară civilizată și ar trebui să beneficiem de mult mai mult decât beneficiem. Și se poate pentru că există tehnologie, există bani, dar nu întotdeauna se folosesc corect. Dar pe de altă parte e bine să vedem și partea plină a paharului. Că avem atâtea beneficii în educație, în sănătate, apoi siguranța. E un mare dar și acesta. Gândiți-vă că sunt țări în care criminalitatea este foarte ridicată. Traficul de droguri, traficul de ființe umane. În țările central-americane sau sud-americane, unde sunt acele rețele de traficanți foarte, foarte dezvoltate, unde oamenii se împușcă zilnic, mor zeci, sute de oameni în tot felul de conflicte. Vedeți câtă siguranță avem noi. Și mai ales în comunitățile mai mici, cum e comunitatea noastră, comunitățile rurale sau în orașele mai mici. Putem să mergem liber pe stradă, putem să ne ducem în siguranță. E un dar și acesta, e un beneficiu. Apoi beneficiem de credință. Vedeți că biserica s-a străduit în, cel puțin în ultimii 30 de ani, să recuperăm ceea ce am pierdut în 45 de ani de comunism. Am refăcut rețeaua de biserici, am reconstruit foarte multe biserici, ca să-i ajutăm pe oameni să se apropie de credință. În plus, nu ne-am rezumat doar la activitatea duhovnicească, ci biserica și-a dezvoltat și rețeaua socială, filantropică, pe care a avut-o înainte de al doilea război mondial. Și o parte a fost naționalizată odată cu venirea comunismului. De asemenea, școli, chiar și spitale avem de îngrijiri paliative sau pentru alte boli. Bineînțeles că nu avem la nivelul statului, nici nu avem cum să avem la nivelul statului, pentru că nu noi încasăm taxele și impozitele. Dar din puținul nostru, al dumneavoastră, am reușit să facem și aceste câteva lucruri. Să construim atât de multe și de frumoase biserici, să facem diferite așezăminte social-filantropice, școli, centre de vară, centre de tineret și așa mai departe. Deci iată cât de multe sunt lucrurile de care noi beneficiem în lumea aceasta. De munca părinților, de darurile societății în care trăim. Dar vine o vârstă, vine un moment în care nu mai poți să stai și să aștepți ca să primești. De obicei, vârsta aceasta este la 20 de ani, 25 de ani, cam momentul în care închei școala. Nu poți să stai toată viața pe spatele părinților, pe spatele bunicilor. Este momentul în care trebuie să începi și tu să muncești.
când ai terminat școala. Începi să muncești. Adică acum este momentul în care semănăm. De ce vă vorbesc eu despre beneficii? Pentru că am făcut această amplă introducere ca să ajung la început, la semănat. V-am vorbit despre secerat, dar seceratul n-ar putea exista dacă n-ar exista semănat, dacă n-ar exista săpat, dacă n-ar exista udat, n-ar fi ploaie, n-ar fi căldură și așa mai departe. Tuturor ne place culesul. Mi-amintesc și eu când eram copil, cel mai mult iubeam când eram la țară să culegem. Să culegem struguri, să culegem fructe, să culegem roade. Nu ne plăcea când mergeam la arat, când trebuia să însoțim bunicii la arat, sau la sapă, mai ales la sapă. Și în general bărbaților nu le place sapa. Bărbații așa se învârteau întotdeauna că ei scăpau de sapă. Fie se ocupau cu lemnele, fie se ocupau cu coasa, fie cu altceva, dar nu prea iubeau bărbații sapa. Pentru că este o muncă grea, trebuie să faci 1000 de plecăciuni în fiecare zi, lângă fiecare plantă, să te apleci, să te ridici, să te apleci, să te ridici, să iei fiecare buruiană, să dai cu sapa. Nu e o muncă plăcută, e o muncă grea. Și de aceea semănatul, săpatul, plivitul nu ne place. Ne place culesul. Numai că dacă nu am semăna, n-am săpa și n-am plivit, n-am avea ce să culegem. Asta am vrut să vă spun. De aceea am început cu darurile, am început cu beneficiile, ca să vedeți că multe din beneficiile pe care le avem, de fapt, nu ne-au căzut din cer. Ne-a căzut și din cer, în sensul că Dumnezeu a creat planeta aceasta frumoasă și ne-a dat un dar ca să ne bucurăm de ea. Dar pe lângă ceea ce ne-a dat Dumnezeu, frumusețile lumii acestea și resursele ei, ne-au dat și părinții, ne dă și societatea în care trăim și noi, la rândul nostru, trebuie să întoarcem aceste daruri pe care le-am primit. Începem să muncim, în primul rând, pentru noi. Vă spuneam că nu putem să trăim o viață pe spatele părinților noștri. Nu poți să trăiești toată viața pe spatele salariului părinților sau, mai grav, sunt unii care ajung să trăiască pe spatele pensiilor părinților. Nu poți să trăiești din pensia părinților tăi. Din contră, tu trebuie să muncești de la o vârstă și să îți câștigi propria existență și să faci mai mult decât ai făcut până în momentul acela. Sau cât au făcut părinții până în momentul acela. Părinții ți-au oferit o casă în care ai locuit. E momentul ca tu să muncești, să ai tu propria ta casă. Începând cu căsătoria. Te căsătorești, primești un dar la nuntă. Toți, familia, prietenii, pun bani la nunta ta. Dacă ești un om înțelept, acei bani sunt primii bani pe care îi folosești ca să-ți cumpere o casă. Sau o garsonieră dacă nu reușești o casă. O parte din tineri sunt înțelepți și folosesc acei bani în sens bun. O parte sunt fără minte. Fac din petrecerea de la nuntă un adevărat spectacol, își cheltuiesc toți banii pe tot felul de nebunii și mulți după nuntă duc bani de acasă. În loc să folosească înțelept acel dar pe care îl primesc din partea familiei și din partea comunității până la urmă. După aceea din acei bani îți cumpere o garsonieră sau un apartament dacă reușești. Și îți începi viața, începi să muncești ca să te întreții tu pe tine, soția ta, soțul tău, apoi după aceea copiii, pentru că vine rândul tău, ai copii. Nu poți după ce ai copii să te duci la bunici, că există și această categorie de oameni, să se ducă la bunici și să le sugereze bunicilor că ar trebui să plătească pentru diferite nevoi ale copiilor lor, pentru diferite lecții, ore, pasiuni pe care le au, excursii și așa mai departe. Bunicii fac asta cu drag, că își iubesc nepoții. Dar lasă-i pe ei să facă din inima lor și cu drag, nu trebuie tu să le sugerezi și să nu consideri nicio secundă în mintea ta că ar fi obligația lor. Suficient că te-au ținut pe tine. Suficient că te-au întreținut pe tine. Deci e momentul ca tu să-ți întreții proprii tăi copii și apoi sosește o vârstă în care trebuie să-ți ajungi și părinții. Muncești și pentru părinții tăi. Sunt bătrân, sunt pensionar deja. Pensiile nu mai sunt mari ca și salariile. În orice lume, în orice țară din lumea aceasta e la fel. Să nu vă imaginați că există vreo țară în lumea aceasta în care pensiile sunt ca și salariile. Peste tot în lume se înjumătățesc veniturile în momentul în care te pensionezi, chiar scad mai mult. Și atunci tu, dacă ești copil înțelept și recunoscător, știind că părinții tăi s-au sacrificat pentru tine, muncești și tu ca să-ți ajuți părinții pensionari. Nu te duci la părinții tăi o dată pe an, de două ori pe an și atunci aștept să-ți dea puținul lor, din pensia lor, să-ți dea ție. Există și această categorie de copii care se duc la bunici și așteaptă ca puținul lor să-l dea mai departe.
sub pretextul că oricum nu mai au nevoie de bani, că sunt bătrâni, că nu le mai trebuie haine, că nu se duc la evenimente, că nu mai au o viață socială. Probabil așa este. Dar lasă-i pe bunici să fie ei mărinimoși dacă vor să fie. Tu nu aștepta nimic de la ei. Tu te duci de fiecare dată la părinții tăi și la bunicii tăi cu mâinile încărcate. Întotdeauna să le duci ceva. De la lucrurile cele mai banale. Poate o sticlă de ulei, poate o pâine, o prăjitură, nu știu, orice. Dar niciodată să nu te duci la părinții tăi după ce i-au ajuns în vârstă și tu ești în puterea vârstei, așteptând ca ei să-ți dea ceva. Nu-i corect. Nu spun că e păcat, nu știu dacă e păcat. O fi poate și păcat, dar nu-i corect. Deci corect e după ce o viață întreagă te-ai bucurat de munca părinților tăi și tu, la rândul tău, să-ți ajuți copiii și să-ți ajuți nepoții. Să-ți ajuți părinții și în cele din urmă să ajuți societatea în care trăiești. Că tu te-ai bucurat de roadele societății în care trăiești, așa cum ți-am spus mai înainte. În diferite feluri, de la educație, sănătate, credință, siguranță și așa mai departe. De toate te-ai bucurat. E momentul ca și tu să contribui prin ceea ce faci la o educație mai bună, la sănătate mai bună, la credință mai multă, la siguranță mai multă. Noi de obicei suntem egoiști. Lumea în care trăim astăzi ne învață să fim individualiști și egoiști. După ce am ajuns pe picioarele noastre, ne gândim cum să ne realizăm noi. Și aici suntem într-adevăr un popor mai slab decât alte popoare. Vedeți, după ce am primit libertatea de a circula, ne-am dus masiv, 4 milioane, 5 milioane de români au plecat la muncă în străinătate ca să se realizeze. Nu-i grav lucrul acesta și nu-i păcat, e foarte bine. Prima parte e bună, ai plecat, ai muncit, ai făcut ceva pentru tine. Dar nouă ne lipsește partea a doua, care la alte popoare nu lipsește. Credeți că în Polonia n-a fost greu, sau în Ungaria n-a fost greu, sau în Cehia n-a fost greu, sau în Bulgaria n-a fost greu? Dar nicăieri în țările, ca să le amintesc doar pe acestea, n-a existat o imigrație atât de mare ca în România și nicăieri în țările acestea nu s-au întors înapoi atât de puțini oameni. Nu-i păcat că ai plecat, foarte bine ai plecat, dar poate la un moment dat ar fi momentul să te întorci acasă. Ai câștigat bani, cu banii care ai câștigat, să-ți faci o mică afacere în țară, să te dezvolți în agricultură, să faci o mică fermă, să-ți faci un mic magazin, să faci o mică fabricuță, să faci ceva cu banii aceia. Așa au făcut polonezii. De aceea ne-au luat înainte. Așa au făcut ungurii, așa au făcut alte țări. Chiar și bulgarii, care de obicei sunt după noi. Ei când s-au întors cu bani, o parte din bani i-au investit, ceea ce noi românii n-am făcut. Noi românii știm un singur lucru să facem, să ne facem casă. La asta suntem campioni și nu ne întrece nimeni. Și de obicei să fie mai mari decât ale tuturor. Mergeți, eu am fost și în Ungaria, mergeți și în Polonia, mergeți și în alte țări. N-au case ca și românii. Sunt mult mai slabe. Ungurii, în special, ei nu pun preț pe case. Casele lor sunt micuțe, sunt într-adevăr cochete, aranjate, curate, sunt curați, dar nu fac case de mii de metri pătrați. Noi avem această obsesie a poporului român, nu știu de unde vine, probabil din multa noastră sărăcie. Vrem să recuperăm sutele de ani în care am fost iobagi. Problema este alta, că făcând lucrurile acestea într-un mod egoist, lucrând doar pentru noi și familia noastră, uităm și de societate. Și toți așteptăm ca societatea să ne dea, să fie mai bine. Dar prea puțin contribuim noi pentru bunăstarea societății. Nu putem numai să așteptăm să primim. Trebuie să și dăm. Și această conștiință, alte popoare o au mult mai înaltă. Evreii, de exemplu, sunt neîntrecuți. Ei au această conștiință că trebuie să contribuie. Și polonezii și ungurii. Cum de ungurii de mai bine de 20 de ani pot să călătorească nestingherit în Statele Unite? N-au nevoie de vize. Sunt în Schengen toți, noi nu putem fi. Pentru că imigranții lor, când au ajuns acolo în străinătate, n-au zis, gata, m-am realizat, sunt milionar. Nu mă mai interesează de țara de unde am provenit. S-au luptat ca țările lor de unde au provenit să beneficieze de privilegii. Ca frații lor, concetățenii lor, să aibă privilegiu pe care și ei îl au. Și miliardarii mari, nu vreau să le pomenesc numele, s-au luptat ca țările lor de proveniență, de naștere, să beneficieze de anumite avantaje. Ai noștri nu fac așa. Românii noștri nu fac așa. Jumătate dintre ei, când se duc în străinătate, neagă că sunt români.
Nu mai spun că sunt român. Le este rușine că sunt român. Schimbă felul de a fi, schimbă numele și numele copiilor. Nu mai pun nume românești. Pun numele țărilor din care trăiesc, tot din această dorință de a șterge identitatea lor, să nu se mai știe că sunt român. Ceea ce alte țări nu fac. Nu le este rușine cu ceea ce sunt. Da, sunt frați de-ai noștri care ne fac de râs, e adevărat. Acum eu, dacă sunt preoți care fac prostii, ce ar trebui? Să-mi fie rușine că sunt preot? Nu, eu îmi văd de meseria mea, mă duc mai departe. Îmi pare rău că există preoți care fac prostii. Dar nu înseamnă că îmi dau jos haina pentru că sunt alții care fac prostii. Și ca român trebuie să fiu așa. Dacă există frați de-ai noștri care fac prostii, nu înseamnă că acum trebuie să ne fie rușine că suntem români. Rușine lor că ei fac prostii. Și atunci dacă ai plecat acolo, fă ceva și pentru țara ta. Dacă ai rămas în țară, fă ceva și pentru țara ta. Puțin gândim așa. Dacă am gândit așa, am fi semănător, pentru că vorbesc despre aceste lucruri, că astăzi este pilda semănătorului și ce semănă. Și acum eu v-am vorbit despre societate în general ca să ajung la partea bisericească. Exact la fel stau lucrurile și din punct de vedere al credinței. Ne naștem în lumea aceasta și încă din momentul nașterii primim foarte multe daruri, foarte multe beneficii ale credinței. Dumnezeu ne dă foarte multe daruri. Imediat după naștere suntem botezați. Ce înseamnă? Suntem înfiați de către Dumnezeu. Nu toți oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Toți sunt creația lui Dumnezeu. Toți oamenii poartă chipul lui Dumnezeu, dar numai pe unii Dumnezeu îi înfiază. Pe cei care se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pe aceea Dumnezeu îi înfiază și îi face fiii lui. Acesta este unul dintre cele mai mari daruri ale creștinismului. Deci la botez suntem înfiați. Ni se iartă păcatul strămoșesc. Primim cetățenie cerească. Deci avem cetățenia statului în care ne-am născut. Suntem români, maghiari, ce suntem fiecare. Dar la botez primim încă o cetățenie spirituală. Unde călătorim cu această cetățenie? Spre împărăția lui Dumnezeu. Când am primit această cetățenie, deja porțile raiului ni s-au deschis. Asta înseamnă să primești cetățenie cerească. Pentru tine, când ți se rostește numele acolo, când ești afundat în botez, în acel moment cerul se deschide pentru tine. Și Dumnezeu deja te primește și te privește din împărăția lui Dumnezeu și tu privești spre Dumnezeu din împărăția lui. Mai urmează doar să faci tu doi pași ca să ajungi în împărăție. Și apoi te naști la o nouă viață împreună cu Hristos. Ești miruit cu Sfântul și Marele Mir și primești darul Sfântului Duh, iar la final preotul îți dă trupul și sângele Mântuitorului. Toate sunt daruri ale lui Dumnezeu. Se datorează jertfei Mântuitorului de pe cruce. Și ni le dă nouă în dar oamenilor ca să ne bucurăm de ele. Nu facem nimic pentru ele. N-am făcut nimic pentru ele. Așa cum n-am făcut pentru lumea în care trăim. Nu se datorează nouă existența ei. Ce am făcut noi pentru pământul pe care trăim? Nu. Ce am făcut noi pentru mâncarea pe care am mâncat-o 20 de ani? Până să ajungem la 20 de ani. N-am făcut nimic. Am primit-o de la părinții noștri în dar. Deci sunt atâtea lucruri pe care le-am primit în dar și n-am făcut nimic pentru ele. Și vedeți că din punct de vedere al credinței primim de la Dumnezeu acum aceste lucruri. Apoi primim învățătură de credință. De la cele mai fragede vârste suntem educați. În primul rând, părinții noștri ne învață primele noțiuni de credință creștină. Părinții ne învață primele rugăciuni, părinții ne învață să ne închinăm, părinții ne învață să îngenunchem, părinții ne învață să ne facem semnul Sfintei Cruci, părinții ne învață să cinstim pe Dumnezeu, biserica, preoții și așa mai departe. Toate acestea sunt parte din educația creștină. Și apoi la școală continuăm cu educația. Cu educația creștină și în biserică prin educația catehetică și duminică de duminică prin slujbele pe care le facem. Deci iată că Dumnezeu seamănă mult în viețile noastre. Aduce multe beneficii în viața noastră și noi culegem foarte multe roade de pe urma lucrării lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este semănătorul, El face să crească, El dă multe roade pe care noi doar le secerăm și de care noi ne bucurăm. Însă Dumnezeu lucrează prin oameni. Lucrează prin noi. Lucrează prin biserica sa, de aceea Iisus Hristos a dat naștere bisericii, pentru că Iisus Hristos a născut biserica. Pentru că este trupul său prin care El lucrează până la sfârșitul lumii mântuirea noastră. Dar El lucrează prin oameni, prin noi. În primul rând, prin preoți, prin slujitorul lui Dumnezeu, dar prin fiecare dintre noi. Pentru că toți suntem organe, cum zice Apostolul Pavel, toți suntem mădulare ale unui singur trup.
Și fiecare organ din trupul nostru are rolul lui. Sunt organe fără de care poate putem să supraviețuim, dar chiar dacă supraviețuim fără acele organe, toți suntem infirmi. Ne lipsește ceva. Suntem suferinți. Nu suntem împliniți. Putem să trăim și fără mâini și fără picioare. Dar cum e viața fără mâini și fără picioare? Așa și cu biserica. Biserica poate să supraviețuiască și fără un organ sau altul, dar e mai săracă. Noi suferim mai mult, trupul bisericii suferă. Noi toți. Și atunci Dumnezeu lucrează prin noi creștinii la mântuirea fiecăruia dintre noi și suntem chemați, așa cum am beneficiat de botez, de mirungere, de euharistie și așa mai departe, ca noi la rândul nostru, preoți și credincioși, să fim semănători. Să semănăm credință. În primul rând, în noi înșine să semănăm credință. La vârstele mici, părinții noștri seamănă credință și cuvântul lui Dumnezeu în sufletele noastre. Dar sosește momentul în care tu începi să te maturizezi și este momentul ca tu însuți să muncești și să câștigi credință. Adică tu lucrezi la propria ta mântuire. Din adolescență, probabil. Este vârsta în care tu deschizi Biblia, mai citești un cuvânt, deschizi o carte duhovnicească. Este momentul în care tu semeni în sufletul tău cuvântul lui Dumnezeu. Când citești o carte. Apoi, după ce ai copii, la rândul tău ești dator să semeni credință și cuvântul lui Dumnezeu în sufletul copiilor. În sufletul părinților, eventual, dacă părinții nu sunt așa de credincioși. În sufletul soțului sau a soției. Nu întotdeauna soțul sau soția este suficient de credincios sau credincioasă. Și atunci tu, ca soț sau soție, trebuie să-l întărești pe celălalt de lângă tine, să semeni cuvântul lui Dumnezeu în sufletul lui. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu se seamănă doar cu vorba. Se seamănă și cu fapta și mai ales cu fapta. Pentru că de aceea uneori noi creștini nu suntem credibili, că noi știm foarte bine din gură să spunem, dar cu faptele ne contrazicem. Și atunci creștinii adevărați sunt cei care spun și cu vorba, spun și cu fapta. Fapta vorbește. Și vorbește mai mult decât vorba. Și noi pe oamenii credem după faptele lor, nu după vorbele lor. Și noi între noi, prieteni, cunoștințe, nu ne credem unii pe alții după ceea ce spunem, ci după ceea ce facem. Nu când cineva avem lângă noi o persoană care e foarte lăudăroasă și ne spune câte în lună și în stele, noi ne uităm așa zâmbind la el sau la ea. Și noi știm, lasă-mă, nu mai îmi spune că te știu cine ești, știu faptele. Deci noi credem pe cei de lângă noi după fapte. Și atunci suntem chemați să semănăm credință în familia noastră după faptele noastre. Adică să fim cu adevărat creștini practicanți ca să ne putem converti soțul sau soția. Sfânta Scriptură vorbește despre astfel de situații. Și Apostolul Pavel zice să nu vă despărțiți dacă unui credincios și unui necredincios, să nu vă despărțiți din această cauză. Străduiește-te ca tu să-ți convingi soțul sau soția și să-l aduci pe calea credinței, că nu știi dacă vei reuși sau nu, poate vei reuși să-l convingi. Și sunt, din fericire, multe situații de tineri care până la căsătorie n-au mers la biserică, dar prin soț sau soția au început să meargă la biserică. Și-au botezat copiii și își cresc copiii în credință. Apoi, ești obligat să semeni credință în rândul rudenilor tale, a vecinilor tăi, a colegilor tăi de muncă și chiar în sânul societății. Așa cum noi, la rândul nostru, am beneficiat de o educație și de o societate creștină, că trăim în mijlocul unor oameni cât de cât credincioși creștini, la fel, la rândul nostru, suntem obligați să contribuim la creșterea acestei stări de credință. Ne bucurăm să avem de toate, ne bucurăm să fim în siguranță, ne bucurăm ca în jurul nostru să fie oameni buni. Nu așa vrem noi, ca toți din jurul nostru să fie buni, să fie credincios, să fie iertător, să fie îngăduitor, să fie înțelepți, să nu fie impulsiv, să nu se enerveze, să rabde, să ne înțeleagă slăbiciunile, să nu sară pe noi imediat după ce am greșit. Toți așteptăm aceste lucruri. Dar câți dintre noi le oferim? Că noi, de multe ori, nu oferim ceea ce așteptăm. Aștepți corectitudine în societate, fii și tu corect. Ești corect. Aștepți iertare de la cei din jur. Ierți. Aștepți ca cei din jurul tău să-ți înțeleagă neputința și slăbiciunea, că atâta pot, atâta știu. Dar tu ești înțelegător cu cel de lângă tine. Înțelegi că și el are limitele lui, că și el are neputințele lui. Și așa mai departe.
Dacă tu faci lucrurile acestea, înseamnă că semeni în sămânța cea bună. Ați auzit din pildă că sămânța cade în diferite locuri. Cade lângă drum, cade pe loc pietros, cade între spini și cade pe pământ bun. Nu toate semințele care cad aduc și roadă. Adică nu toate vorbele bune pe care le spunem noi, nu toate cuvintele pe care le spunem noi și toate faptele noastre bune se reflectă corect în sufletele semenilor noștri. Vor fi semeni ai noștri sau poate chiar proprii copii care nu o să primească cuvântul lui Dumnezeu. Au sufletul de piatră, sufletul împietrit și nu acceptă, nu primesc. Sunt ca în Evanghelie, ca sămânța aceea căzută pe loc pietros, care crește puțin, dar neavând umezeală se uscă. Alții din jurul tău poate sunt prinși de spini. Ce sunt spinii? Sunt grijile, sunt bogăția, sunt plăcerile. Sunt cele trei lucruri. Și cei din jurul tău care sunt oameni pătimași, care sunt împătimiți de bogăție, care sunt împătimiți de plăceri, care sunt împătimiți de griji, sunt greu de convertit. Și poate cuvântul lui Dumnezeu nu rodește în sufletul lor. Îl ascultă, te ascultă cu plăcere. Da, ai spus frumos, e frumos ce zici tu. Chiar ar fi bine ca lumea să fie așa. Dar nu găsește putere să se schimbe. O parte însă se schimbă. În o parte dintre oameni, cuvântul pe care tu îl semeni, ca și credincios, ca preot, rodește. Rodește. Nu știm noi ziua și ceasul când cuvântul rodește. De aceea e important să semănăm. Toată viața noastră să fim semănători. Ne-am obișnuit să fim culegători, ne place. Dacă așa am crescut până la 20 de ani, până la 25 de ani, tot culegând, tot secerând, ne place acest rol de secerător, să ne bucurăm de roadele muncii altora. Însă e greu să fii semănător. Ai de multe ori dezamăgiri. Ca preot înțeleg foarte bine acest lucru și îl simt, pentru că vezi cât de multe predici spui, cât de multe fapte faci și vezi că prea puțin au roade în comunitate. Există efecte, dar nu cum te-ai aștepta. Când seceri, iei totul. Când semeni, iei numai o parte din ceea ce ai secerat. Și de aceea îți trebuie multă răbdare, îți trebuie multă înțelepciune, îți trebuie multă credință și până la urmă îți trebuie multă încredere în Dumnezeu. Să te lași în voia lui Dumnezeu. Important este ca noi să semănăm. Nu știm când va rodi sămânța noastră. Chiar și cu copiii noștri, când sunt mici, ei nu înțeleg, nu acceptă. În general, de când e lumea, așa au fost. Copiii nu acceptă ceea ce le spun părinții. Foarte puțini dintre copii sunt docili și ascultători. În general, copiii tot timpul sunt rebeli față de părinții lor. Așa am fost și noi față de părinții noștri și așa mai departe. Am acceptat cu greu sfaturile părinților, dar cu siguranță că sosește o zi, sosește o clipă, sosește un moment în care tot ceea ce ai semănat tu în copiii tăi începe să dea roadă. De aceea să nu ne descurajăm, să nu ne pierdem credința, să semănăm cât mai multă credință în jurul nostru, cât mai mult cuvânt bun, cuvânt al lui Dumnezeu mă refer aici, cât mai multe fapte bune, pentru că mai devreme sau mai târziu ele vor rodi și vor aduce multă bucurie Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.